Fiscală. Pe de o parte, avem o sarcină fiscală relativ înaltă, calculată prin rata de impozitare raportată la profiturile întreprinderilor. Și în plus, administrarea fiscală este mai curând ineficientă, numărul de plăți care trebuie să fie făcute în mediu, în medie, este destul de înalt și durata medie de prelucrare acestor plăți, la fel, este relativ înaltă, deci nu avem aici avantaje competitive față de alte țări din regiune cu care, de fapt, concurăm direct sau indirect pentru investiții străine directe. Și o problemă acută este, evident, modul cum este restituit TVA-ul. Infrastructura de transport și logistică, la fel, este o mare problemă, iar călcâiul lui Ahile în acest sens sunt drumurile și în special sunt drumurile de acces la acele hale industriale sau spații industriale și drumurile care conectează Republica Moldova cu principalii parteneri comerciali. Cadrul legal și instituțional slab, cu siguranță, este o altă problemă care împiedică investițiile străine directe să vină în Republica Moldova în volume mai mari. Aici ne referim, în primul rând, la un cadru de reglementare care încă nu a fost pe deplin ajustat la necesitățile investitorilor, deci nu există reglementări clare privind acordurile de investiții între investitori și guvern. Nu există mecanism clar de soluționare a conflictelor fiscale care periodic apar, inclusiv cu participarea investitorilor străini de talie foarte, foarte mare.